Râzi la cote uriașe, te distrezi mai tare ca în Las Vegas și pariezi pe cel mai amuzant număr de la Ai Umor. Pariu că râzi, mergi pe mâna mea, râsul începe acum! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, spectacolul va începe în câteva momente. Pe durata desfășurării spectacolului, vă rugăm să opriți funcționarea telefoanelor mobile. Fotografierea și filmarea spectacolului sunt strict interzise. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim vizionare plăcută. Băi. Compania de teatru Cristi Toma are onoarea să vă prezinte spectacolul Cerere în căsătorie de Cehov. Mihai încă nu știe exact. E piesă? E ce toată trebuie. Piesa? El știe despre ce vorbim. Este cultură la Ai Umor. Așezați-vă confortabil în fotoliile dumneavoastră, trageți aproape popcornul. Închideți telefoanele mobile. Băutura răcoritoare, că este bere sau altceva. Închideți telefoanele, ochii pe televizor și vedem ce hof. Vă dorim vizionare plăcută. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Domnul Dan! Mulțumesc mult! Vă rog frumos! Hai, Dănuțule, haideți să ne cultivăm! N-a crezut că e Pipino, mă, dar văzându-l pe actor că se schimbă, mi-a scris mie pe foaie Pipino, două puncte, Ceho. Ai văzut și tu? Da, da. Mă, că e Pipino. Nu, mă, n-a crezut. L-a confundat, mă, că e Du-te, mă, dai. Mă faci acum să mă duc până acolo. Domnul Cătălin, dumneavoastră l-ați confundat pe actor cu Pipino sau v-a adus aminte de Pipino? Pipino este inconfundabil, prietene. Deci s-a adus aminte de Pipino. Am asociat scena din Cehov cu numele lui Pipino. Eu acum cred că Pipino nu trebuie desconsiderat, pur și simplu trebuie aplaudat pentru influențele Cehov. Chelu și-a amintit de celebrul Pipino în momentul în care schimba de aer de am, da. Și stai să mă ne uitam gândindu-ne că e totuși un actor și ne gândeam la Pipino. Aia era în capul nostru. Bravo, asta a fost extraordinar, foarte bun. Vedem toată piesa, mă? A fost scrisă de mult, nu era COVID pe vremea aia. Da, se pune vodka acolo, dezinfectant. Wow, ce sticlă, bă, băiatule! N-am mai văzut sticlă de vodcă de 2 litri de când eram mic. M-am simțit foarte bine, m-am distrat, mi-a fost foame, mi s-a făcut poftă să beau, adică când ai un submarin românesc în mâna unui actor care interpretează un personaj rus, te gândești că submarinul este totuși o invenție românească.
4 felii de parizeri și-a pus în sandwich. 4, le-am numărat. 4 felii mari de parizeri. Și toată bagheta aia era proaspătă, că am văzut cum o... Da, da, baghetuță. Hai, Florine. Haideți, haideți, veniți aici la... Ați întârziat. Ce știu sigur este că o să ajung acasă și o să-mi fac atâta un sandwich, atâta. Ne-a omorât, nu cred că... Mă uit la șef la cuțite, dar n-am bălit niciodată... Niciodată cum a fost la... La nimic de cum a fost la aia. Și știu parizerul ăla cu ceapă aia, aia o... și cu mărarul ăla și cu puțin pătrunjel și cu... Bă, că viu acu! Calișma! Ivan! Ivan Vasilevici! Tine, tată! Haide, intră! Intră! Dar ce faci? Cum mă mai duci? E, mulțumesc de întrebare, dar dumneata? Bine, mă închid dumitale și așa mai departe. Șșșt! Asta! Păi, am. Și invers? Nu, invers. Ai frac, papion, mănuși, oben, haos? Tu nu cumva pleci undeva? Apă. Apă? N-am, vodcă dacă vrei. Ia. Ia, ia, ia. Te pomenești că am venit să-mi ceară bani. Nu-i dau. Stimabile Stepanovici. N-am. Poftim? Ce? Adică te lea, stimabile Stepan Stepanovici. Vorba e că am venit să-și cer mâna. Nu! Mâna fiicei dumitale, Natalia Stepanovna. Da, ia mai zi o dată, că parcă n-am auzit bine. Am cinstea să... Păi sigur că da! Da? Păi cum ai, mănuțule? Păi da, aia era dorința mea, aia mai arzătoare. Te cunosc de când erai, uite, tătica, așa. Dar ce stai eu ca prostul? Ia-i, mănuțule. Ia, tată, ia și bea. Ia, 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 ia. Așa, să fie într-o ceas bun. Și eu mă duc să o chem. Cerere în căsătorie de Cehov. Eu știu că este o piesă într-un act care durează, n-are cum să dureze mai puțin de 30 de minute. N-are cum. 30, 40, depinde. Dacă sunt chestii astea regizorale, poți dureze și o oră. Dar nu mi-am închipuit nicio secundă că va fi efectiv vorbit 30 de minute pe scenă. Auzi, stimabile! Dar dumneata ce crezi? Mă pot bizui pe consimțământul ei? Păi cum e, vănuțule? Da? Ia uite și tu. Un bărbat, așa ca dumneata, și ea să nu vrea. Păi cred că și îndrăgostită lulea. Hai că mă duc să o chem. Fată! Unde ești, mă? Fată! Unde ești, mă? Că n-am scris de strig. M-am uitat în jur. Am văzut că o parte dintre oamenii din echipă râdeau de mine. Și în sensul de nu te aștepte la asta, prostule. Prostul le-am adăugat eu. Acum poți să spun despre mine că sunt prost pentru că sunt frumos. Că aici? Dacă mai stau mult pe gânduri, dacă mă tot codesc așteptând să cadă o dragoste mare sau o femeie ideală, nu mă mai însor niciodată. Dar nici să nu mă însor nu se poate. Adică Natalia Stepanovna e drăguță, dar e gospodină și învățată. Până la urmă am 35 de ani, vârstă, cum s-ar zice, critică. În al doilea rând, sufăr de bătăi de inimă. Dar nu înțelegi că te-ai zis să mă duc! Dar nu era cum asta era! Dar apropo, personajul femei mi-am dat seama că, na, zic, bă, nu este o cioacă, nu se va opri, că m-am gândit că este o prelucrare, știi? Și apar doar personajele masculine, ce se duce la ăla, să o ceară în căsătorie pe Fisa, nu știi, și acolo cumva sintetizează niște lucruri sau se întâmplă. Așa, frate, asta vreau. Dumneata erai. Tata mi-a zis, du-te, vezi că a venit un negustor după niște marfă. Bună seara, Ivan Vasilievici. Bună seara, stimabilă Natalia Stepanovna. Oh. Ce? E comedie, dar
Fiete, nu văd eu bine sau te-ai pus la frac? Ah. Ia uite, Ivan, ia uite ce are papion, jobecul, un frac. Da, auzi, tu nu cumva te duci la bal? Nu, stimabil, am venit numai până la dumneata. Parcă te-ai făcut așa mai... frumoșel. Hai, nu zău! Ce-i cu toată eleganța asta dumitale? Unde te duci? Ha? Apă. Apă. Apă n-am. Vodcă, dacă vrei. Da. Vrei? Nu. Stimabilă Natalia Stepanovna, după cum binevoie să știi și dumneata, da, am cinstea să cunosc familia dumitale încă... de pe vremea de când eram copil. Uh-huh. Adică mătușica mea, da, de la care binevoie să știi și dumneata că am moștenit pământurile astea, uh-huh, purta o deosebită stimă pentru tatăl dumitale și pentru răposata dumitale mamă. Până și pământurile noastre se învecinează între ele. Da. Adică poiana boilor a mea, da, e mărginită de mestecănișul dumneavoastră și de mlaștina, da, arsă, da, aici. Da, da, da. Iartă-mă puțin că te întrerup din toată asta, dar ai spus poiana boilor a mea. Da. Ce poiana e a dumitale? Da, a mea e. Cum e Ivan Vasilievici? Poiana boilor? E a noastră, nu e a dumitale. E drept că a fost mai demult o ceartă pentru această poiană. Bunica mătușicii mele a dat-o în folosință fără termen și fără nicio plată țăranilor bunicului tatălui dumitale, fiindcă i-au ars niște cărămidă. Țăranii bunicului tatălui dumitale s-au folosit de ea vreme de 30 de ani, dar apoi când a ieșit legea, toată lumea... Ba nu-i deloc așa cum spui dumneata. Nu-i deloc. Și bunicul meu și străbunicul meu socoteau că pământul lor se întinde până la mlaștina arsă. Dar asta înseamnă că și poiana boilor tot a noastră era. Dar nici nu înțeleg ce discuție mai poate încăpe aici. Dar nu-i nici ciudă pe cuvânt. Stimabilă Natalia Stepanovna, o să-ți arăt actele. Adică noi stăpânim pământul ăsta de aproape 300 de ani și deodată vin neata și declar că nu e al nostru? Uite, uite ce e. Eu nu râvnesc la ce e al dumitare. Dar nici nu vreau să dau din ce e al meu. Dumneata, fă ce vrei. Stimabilă. Da. Uite. Mie nu-mi trebuie această poiană. Dacă dumitale îți trebuie, eu ți-o pot dărui, uite. De dăruit ți-o pot dărui eu ție, că doar a mea e. Noi până acum te-am considerat un vecin bun. Prieten chiar, prieten. I-a adus tu aminte anul trecut, când ți-am împrumutat ție batoza noastră. Și din pricina ta am terminat cu trăieratul abia în noiembrie. Și acum vii la noi și te porți cum te-ai purtat cu niște golani? Îmi dăruiești mie pământul meu! Domnișoară, niciodată n-am luat pământul nimănui cu japca și nu o să las pe nimeni să mă acuze de asta, da? Poiana boilor e a mea! Las că ți-o dovedesc eu ție! Chiar astăzi am să-mi trimit cosașii acolo! Poftim? Da, chiar astăzi cosașii mei o să fie acolo! Îi iau de cârcă și îi arunc de acolo, uite așa! N-ai să întrăznești dumneata, înțeles? Poiana boilor e a mea! Înțelegi, dumneata e a mea! Eu te poftesc să nu răgnești! Poți să te agi să urli până ai răguși, de la lumea ta acasă. Dacă n-ar fi bătăile astea de inimă, dacă n-ar fi palpitațiile astea, aolo, altfel ai vorbi eu cu dumneata. Poiana boilor e a mea. Baia noastră! Baia mea! Baia noastră, Ivan! E a mea! Ea noastră! Ea noastră! Ea noastră! Ea noastră! Ea noastră! Recunoaște! Tată! Te-ați bătit! Tată! Ha! Tată! Spune-i tu acestui domn, a cui e poiana boilor. Asta e simplu, poiana boilor e a noastră. Na. De unde, mă rog, ea dumneavoastră? Păi începe de aici, de la mlaștina arsă și se duce până la... Nu. E drept că a fost mai demult o ceartă pentru această poiană. Adică bunica mătușicii mele a dat-o în folosință fără termen și fără nicio plată săranilor bunicului tatălui dumitale, fiindcă i-au ars niște cărămidă. Dragul meu, păi acum de când ai ieșit legea, până și câinii știu, domne, că e a noastră. Iar eu o să vă dovedesc că nu e așa. Ba n-ai să-mi o dovedești, drăguță. Ba da, am să-ți o dovedesc. Drăguță! Dar de ce am răgnit? Păi cu răgnetele nu rezolv nimic. Exact. Da, uite ce e. Eu nu râvnesc la cei al dumitale, dar nici n-am de gând să renunț la cei al meu. Păi de ce aș face? De ce să... Dar dacă am ajuns până într-aici, cât să pui în discuție poiana boilor și așa mai departe, păi mai bine o dau țăranilor, domne, uite așa. Uite așa, uite așa o dau. Poftim? Știi ce ești dumneata după mine? Ești un uzurpator. M-ai zis? Tată, trimite data cu sașii la... Cum ai zis? Poiana boilor e a mea. E a mea, mă, și nu o dau. Iată, nu o dau nici moar, nici de-a dracu. Nu o dau, uite așa că nu vreau să o dau. Nu o dau nici de-a dracu. Eu o să vă dovedesc în fața judecății cu e. În fața judecății. Păi,
Da, păi nu vă știu eu pe toți ăștia din neamul omovilor că umblați tot timpul cu chichițe și cu judecăți. Neamul dumitale al lomovilor sunt niște izmitiți. Da, toți erau, toți erau. Păi asta bunică tu nu-l bea de stingea? Și mama dumitale nu era strâmbă? Mama! Apă! Apă, păi dacă tactul a fost un cartofor și un mâncău. Și mătușta aia o bârfitoare. Păi da. Unde mi-e pălăria, hoților? Unde-i pălăria? Mi-a sfârșit și pălăria. Ia-ți pălăria și... Pălăria, ia-ți. Aici unde mă duc acum? Du-te la dracu să te ia, te duci. Du-te! Du-te învârtindu-te. Du-te! Du-te! Ce fac? Du-te! Miserabil! Canalia! Na, tată, na! Na, poftim de mai ai încredere în vecini buni! Dar și uite cât te gândești că Toma, orbetele ăsta are curajul să vină la mine cu o cerere! Ce cerere? Ce? Ce? Păi ce, nu știi? Ce? A venit să te ceară! Ce să fac? Ce să facă? Să mă ceară? Păi da! Pe mine? Păi da, s-a și îmbrăcat așa, nu l-ai văzut cum arată, zici că e un cârnat? Tu pinguinul, dracu! Aoleu! Doamne, tată, ce-am făcut? Tată? Ha? Tată? Cheamă-l înapoi! Păi, jignesc omul, nu? Îl dau afară din casă. Și astea din cauza ta! Ba, din cauza ta! Acum, tu vina mea! Dacă mi-ești luată, întoarce-l ăsta că mor, doamne! Să știi că, să știi că mă omor, să știi! Deși eu... Să știi că mă... Trai gâtul! Și eu... Mă spăzi, să știi! Și eu, dar cheamă-l odată că mor! O, că-l chem! Întoarce-l! Rău e să fii tatăl unei fete de măritat! Întoarce-l odată! O, că-l chem! Ivan! Ivanuș! Hai mă, tată, înapoi! Am glumit! Ne prosteam și noi așa, Ivan! Hai, Ivanuțule, hai! Uite-l, mititelu! Uite-l, mititelu! Mititelu! Lovi la strâzit! Ivan, nu mai știi și tu de glumă, așa! Hai! Jere! Hai că nu-ți face tata nimic, frate-l dracu! Ivanuș! Hai, mamica, și te speria de-așa! Haide! Hai că vă lasă tata singurei, ca doi porumbei și cu mine facem trei cazuri! Da! Hai! Lai, că uite, are nimic, Ivanuțu! Vii la mine să-mi zici de poiană, fițer poiana, dracu, că-i dau foc! Mă, ce are poiana aia, mă, dar opresc toată lumea! Ce aveți, mă, cu poiana mea? Chiar acum mi-am adus aminte. Ce-i drept, e drept. Poiana boilor, ia dumitale. Știi, eu am făcut-o din principiu. Da, da. Dar nu țin atât de mult la pământ, cât țin la principiu. Păi, tocmai principiile astea, o, lău, da. Și am auzit că te pregătești de... vânătoare. Aha, da. Mă gândeam să mă duc la Cocoș. A, Ivan! Da, de munte. Ivan! Oricum, mă gândeam să mă duc după seceriș. A, da? Dar ce, Ivan? Închipuiește-ți dumneata? Ce? Ce nenorocire a dat peste capul meu? Aoleu! Ugadai! Da? Ugadai! Ce? Șchioapătă! Pe semne că și-a scântit piciorușul. O, mititelu, da. Sau poate l-au mușcat ceilalți câini. Sărac! Da. Ei e un câine cum numai e altul. I-am dat lui Mironov pe el 125 de ruble. 125 de ruble! Da. Iartă-mă, Ivan, dar l-ai plătit mult mai scump decât face. Adică tata a dat pe otcatai al nostru 85 de ruble. Și otcatai e mult mai bun decât ugadai. Otcatai e mai bun ca ugadai? Sigur că e mai bun. E adevărat că otcatai e, mă rog, e încă un cățelandru. Însă în ceea ce privește trupul și libertatea mișcărilor, păi câine mai bun are nici Volcianețchi. Dumneata uiți că la otcatai al dumitale fălcile nu se acopăr. Te asigur eu că falca lui de jos e mai scurtă decât a de sus. Dar ce, ai măsurat-o? Da, am măsurat. Otcatai al dumitale, știi ceva? Mai mult de 25 de ruble nici nu face. Știi foarte bine că otcatai e de 100 de ori mai bun decât prostalou dumitale de ugadai. Dar nu înțelege, mă, mai tot contrazice atâta. Din punctul meu de vedere, prostalou dumitale de otcatai poate să și crape. Tâmpitul dumitale de ugadai nici măcar n-are nevoie să crape.
domnișoară, te rog frumos să taci. Nu tac! Taci! Nu tac, nici de-a dragului, nu tac, eu așa, nici de-a dragului! Nu vreau să tac, nu tac! Tata! Care dintre câini este mai bun? Otcătaia al nostru sau o gadaia al dumisale? La otcătaia al dumitale, fălcile se acoperă, da orba! Da, mă rog! Și dacă ar fi așa? Da, asta nu îl împiedică să fie cel mai bun câine din tot ținutul. Auzi, bine vezi să-ți aduci aminte dumneata de vânătoarea de la Marușca, unde ugadai alergau ureche la ureche cu Razmahai, câinele contelui. Ce a făcut otcătaia dumitale? A rămas în urmă cu o verstă? Păi da, dar de ce a rămas el în urmă cu o verstă? Pentru că vătaful de câine al contelui a dat în el cu haramnicul, de-aia. Păi da, dar avea de ce să dea în el cu haramnicul. Pentru că toți câinii alergau pe urmele vulpii, numai otcătaia al dumitale tremura ca un berbec. Drăguță! Vezi că mie îmi sare țandra una, două. Da? Am bătăi de inimă. Ah. Am palpitații. Are bătăi de inimă, da. Păi mai bine te-ai urca pe un cuptor și ai vâna gândaci decât să te urci în șa să fugărești vulpea. Am bătăi de inimă. Și dacă vrei să știi ceva, nici măcar nu ești vânător. Exact. Că parcă dumneata ești vânător. Hai, las că știu eu foarte bine că te duci la vânătoare numai să te dai bine pe lângă conte. Mucosule! Lingușitorule! Te pușca pe potârnică, măi, terchea berchea! Hai, las că toată lumea știe că răposata ta soție te bătea! Mama? Tată! Da, ia, stai, ce, eu nu știu că tu ești sub apu cu menajerii! Hai! Vai de... Lui, stai așa, că chemați un doctor, vă rog frumos. Chemați un doctor, nu? Ia o zi ăsta, ăsta e la fel ca tasul, numai cu dă-mi am fămi. Ia dă, fată, că mi-a crescut. Hai să... Ivan? 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 Ivan! Tata! Tata a murit! Da, a murit. Ivan, Ivanuțule, tată. Aoleu, tată, ce-am făcut? Ia și bea. Doamne, tată, ce-am făcut? Aoleu, că nu bea. Aoleu! Ivanuțule! Aoleu, ce-am făcut? Aoleu, Ivanuțule! Tată, de ce? Ivan! Da, e viu, ia! Aoleu, ce-am făcut? Dă-mi, Ivanuțule, ia! Ivan! Ivan! Trăiește! Da, trăiește! Ivan! Măi, fată! Da, gata! Da, aduc aurul cu acea căsă. Acum, Ivan! Hai, fata, dacă ai făcut! Stai, la cucă, cum ai răbdare, ho! Ivan! Ivanuș! Hai să-l pune! Fata, dacă ai trage ca unul, nu mai... Ivan! Ivan! Doamne, trăiește! Trăiește! Ia că te ești, ia! Lasă-l, mama, ta! Trăiește! Aolo! Auziți? Nu vreți voi doi să vă luați? Și pe mine să mă lăsați, dracu, în pace! Da, da! Ivan, primesc! Eu nu mi-aduc aminte! Aolo! Ivan! N-auzi că ea vrea? A, acum mi-aduc aminte, da. Ivan! Hai, lasă, că nu e chiar așa. Ivan, sunt așa de fericită, Ivan. Doamne, sunt așa de fericită. Nu mai simt piciorul. N-are S-a luat o piatră de pe inimă. Ivan, Ivan. Da. Măcar acum, recunoaște și tu așa că otcatai. E mai bun decât tu gadai. Vai, mai prost. Hei, noi, noi. E mai bun. E mai, e mai prost. E mai uite bun. Așa. E mai prost. E mai bun. Începe fericirea conjugală. E mai bun. Începe muzica. Să începe nuntă. Ivan! Dacă ai zis! Auzi, Ivan! E mai prost. Ivan! Că să începe!